arată ca o mare paelia, nu este, este o musaca, dar nu mă pricep. Uite, uite cum am așezat paelia de cartofi, așa, perfect. Uite cum e, mamă, de băiat, să mă. Și, și partea a doua, ce am zis, ce avem aici? Grișuleț! Dacă bănica nu mănâncă, eu îndez pe gât, am zis. Și prietenul tău vopsit, o să mănânce și el? Chiar prietenul meu mascat, mănâncă, nu, fac, nu are pretenții că e de un... de la Chișinău, nu o să vină cu flambeuri și cu creveți. Nu este relevant pentru jurizarea în X-Fact. Mă întrebam așa că poate faci o pispie într-o zi și ne surprize. Foarte puțin probabil. Le facă o atmosferă mai caldă. Singurul fel în care poți obliga acest, acești oameni să stea la oaltă e să fie la masa jurului. În afara ei... Mă faci să vin să te chem încă o dată. Am gătit aseară ceva fenomenal. Hai să nu ne poate ajunge. Iubita mea, dacă tu ai gătit. Eu. Mi-au toți concurenții de anul trecut, mâncăm tot. Mâncăm și cratița, și metal mâncăm. Eu personal. Dar cineva îmi spune că nu tu ai gătit, că a gătit maică-ta. Și atunci, uite aici mă doar. Mai ai primarea în care ai gătit. Că există mărturie. Da? Da. Și o să vă dați seama când veți gusta mâncarea că este gătită de mine. Nu am stat până la 4 dimineața să o gătesc, dar am aprins un 2 și ceva, 3. Nu știu, mă doare o gătitoia sau o gătitoia. Cred că asta ar trebui să intereseze bărbatul, că el trăiește cu dânsa și știe, gătește e sau nu gătește. Pe mine mă doare dacă o gătitoia sau nu o gătitoia. Aoleo, vă așteaptă femeia cu musacaua în cabină. Și voi, o fi gătit ea, nu o fi gătit ea, așa, prieten, domn.